Bun aventurier, bine ați venit la un nou video! Toate aceste cutii au venit cât am fost eu plecată în Maroc și o să le facem un unboxing. Trecem mai departe la cele de pe Amazon. Și dacă știți, am făcut și un short cu păpușile Rainbow High Costume Ball și am fost super încântată când le-am găsit în Alcampo, în România se numește Ocean, și nu mi-a venit să cred. Au fost la 40 de euro, ceea ce pe internet ar fi fost la 60, cam așa au ajuns, și oricum nu s-au găsit, adică nu am avut de unde să le iau. Și când le-am văzut atunci în magazin, am sărit pe ele. Pe Violet n-am luat-o pentru că mi se pare destul de simplu, are doar masca și nu mă încântă, adică poate cu 20 de euro mi-aș pune-o la colecție ca să fie colecția completă, dar 40 de euro n-am vrut să dau pe ea și se găsește destul de mult pe Vinted pentru că cred că n-a fost preferata colecției și atunci multă lume o vinde și cred că dacă stau să caut o pot găsi cu 20 de euro, dar deocamdată nu este o prioritate, mai las să treacă timpul ca să se mai ieftinească, dar dacă ar fi să o iau aș lua-o doar ca să-mi completez colecția. Ea e frumoasă, dar nu are nimic deosebit și am deja o Violet și nu vreau mai multe și atunci le-am luat pe celelalte două, pe Bella și pe Robin, dar acelea trei au fost Rainbow High și au scos și Shadow High Costume Ball, trei păpuși care nu au ajuns în Europa, nu le-am văzut pe nicăieri, nu știu dacă le-am văzut vreodată pe Amazon în Europa, dar dacă le-am văzut, probabil au fost vreo 80 de euro și n-am vrut să dau atâția bani pe ele, dar nu au venit în magazine. Și m-am uitat pe Amazonul din America și ce credeți? Au niște reduceri acolo de nu-ți vine să crezi. Deci păpușa Fierce, singura pe care aș lua-o e Cleopatra, cea care iese de obicei de Crăciun, ediție specială și acum la ei pe Amazon e cu 20 de dolari. 20! Când ea la noi a fost tot așa vreo 80. N-aș da 80 pe ea pentru că nu mă încântă în mod deosebit. Știți că nu prea îmi plac mie păpușile Fierce, adică ochii lor. Așa arată foarte bine, sunt îmbrăcate, super, dar ochii așa jumătate adormiți nu prea mi-au plăcut. Dar parcă pe Cleopatra aș lua-o, plăcându-mi personajul. Ați văzut și la Monster High, tot pe Clio mi-am luat-o, cel mai mult. La 20 de dolari cu siguranță aș lua-o. Și să ajungem la Shadow High-urile noastre. Deci au fost reduse, o să scriu pe ecran că nu mai țin minte, 20, nu mai știu cât am dat, dar oricum... Și cu shipping-ul adăugat, am ajuns până în 40 de euro. Deci vă dați seama ce reduceri sunt în America, că am zis că mă mut acolo numai ca să-mi cumpăr păpuși. Da, deci în principiu, cât a fost păpușa redusă și cu shipping, care e și el vreo 20 de euro, cu taxe, vamale, cu tot, mi-a ieșit mai ieftină de 40 de euro cât am dat pe Rainbow High Costume Ball în magazin. Și nu m-am putut abține pentru că îmi plac super, super, super mult toate trei din colecția aceasta. Aceasta e colecția. Cele trei din Shadow High. Aici avem una, dar ia uitați, este cu folie. Și aici o avem pe Elisa. Uitați ce frumoasă e și cutia. Eu le-am expus așa, nu le-am scos din cutie. Ea este Zâna. Elfiță care are urechile, așa. Sper să n-aibă defect că nu le pot trimite înapoi. E super frumoasă, ce machiaj are. Uitați ce frumos e machiajul. Are buza deasupra cu albastru și în interior cu mov și e machiată cu roz. Iar în obraj are roz, bleu și galben. Îmi place mult. E super. Elisa McPhee, deci ele sunt îmbrăcate pentru bal. Vrea să-și arate aripile. Dar cercei în felul în care sunt făcuți, mi-aduc aminte de un elf, o elfiță. Ah, super frumoasă! Următoarea, vampirița. Uitați-o, ei, am aici. This is a set, not a separate. Deci este un set, nu se vinde separat. Și ce, mi-au dat un săculeț din acesta? De ce? Celălalt nu au avut. Adică cealalt. Ce interesant! Nu mă așteptam. Vă dați seama, din România trebuie să ai neapărat o păpușă vampir când apare. Demi Batista. E cam ciudat cum stă în cutie. Dacă o expun așa și nu o scot din cutie, stă așa cu capul pe spate și cu burta în față. Cum au așezat-o, cum
s-a pus din fabrică. Uitați ce machiaj are, super interesant, cu genele albe și tot tușul acela negru și alb. Rujul e destul de normal cu sicla, iar bretonul e în formă de V ca la vampiri, adică ca la vampiri. Cum sunt de obicei păpușile vampiri făcute, îmi place și capa ei, tot așa cu lilieci. Și cum bat culorile, îmi place iarăși foarte mult. Îmi place și cămașa cu volane și bufantă. Și inelul este un liliac. Ziceți voi că nu sunt frumoase, sunt mai deosebite. Sunt super încântată de ele. Și avem ultima păpușă. Aceasta nu vine nici cu pungă, nici cu cadou. Și este vârcolac. Eu așa cred. Și o avem pe Lola. Ce păr frumos roz are și creț. Și îmi plac foarte mult urechile de pisicuță pe care le poartă. Costumul e mai simplu, e așa, stil Chanel, dar și cu blăniță. Poate vor să te ducă cu ideea la animal, blănos așa. Dar e super frumoasă, machiajul cu roz și alb, coadă de pisică. Rujul e destul de normal, roz. Și, uaa, ce unghii are! Ați văzut? Deci nu-mi vine să cred, celelalte n-au așa unghii lungi. Are ea unghiile un pic mai lungi, dar nu atât de mult. Cred că nici o păpușă până acum, Shadow High sau Rainbow High, n-a avut unghiile atât de mari. Vor să zică că sunt gheare, când se transformă. E super frumoasă, are și pistrui. Super, super, super. Sunt încântată de ele. Dacă vreți să le găsiți, căutați-le pe Amazon în America și dacă le prindeți la reducere, le puteți lua și cu tot cu shipping la un preț foarte bun. Deci ziceți voi că nu sunt acestea cele mai cool colecții. Mie oricum îmi plac păpușile care au o temă, iar dacă e o temă care te duce așa spre groază, îmi place și mai mult. Nu știu de ce. Probabil că dacă făceam aceste videouri când a fost Monster High la început, generația 1, 2 în top, sigur le-aș fi colecționat. Adică chiar dacă atunci nu colecționam și nu mă uitam la păpuși, auzisem de ele și tot timpul mi s-au părut frumoase. Dar da, o păpușă cu temă, o păpușă vampir, o păpușă vârcolac și o păpușă zână sau elf, nu sunt de ratat. Sunt super frumoase, le ador. Îmi place și Robin, îmi place și Bella. Bella e așa vrăjitoare, Robin este cu pânze de păianjen. Deci acestea nu se compară cu Violet. Violet e super simplu și are doar o mască mov. De aceea nu m-a atras. Sunt super, super încântată de această serie. E preferata mea de la Rainbow High și de la Shadow High. Mai avem două păpuși de colecție.